Veste uria pentru Simona Halep, surpriza turneului e cel mai mare cadou pentru liderul mondial. Simona Halep a primit o veste uria. Cea mai periculoasă adversară a ei, Caroline Wozniacki, a fost eliminat de la Miami, iar Simona rămâne lider mondial cel puțin până la turneul de la Roland Garros. Daneza a fost eliminat la finalul unui meci incredibil de Monica Puig, campioană olimpică, ocupanta locului 82. Scorul final a fost 0-6, 6-4, 6-4 în favoarea jucătoarei din Puerto Rico, după o subliniere de 58 de minute. Wozniacki a câștigat primul set cu 6-0, în doar 27 de minute. Daneza s-a perebut a pierdut partida din turul secund, scrie www.fanaticro.ro. Pentru Wozniacki, eliminarea este o adevărat problemă, în condițiile în care avea de aprat numai puțin de 650 de puncte, după ce anul trecut a ajuns în finala de la Miami, unde a fost învins de Johanna. În acest moment, diferența dintre Halep sublinierei Wozniacki în ierarhia mondială este de aproape 1350 de puncte, dar românca se află în competiție. A sublinierea dar, Simona Halep va sta confortabil în fotoliul de lider mondial până la Roland Garros, acolo unde are de aprat numai puțin de 1300 de puncte, fiind anul trecut eliminat în ultimul act de către Jelena Ostapenko. O alt jucătoare favorit, rusoia Kataria Kasatkina, locul 11 sublinierei cap de serie numărul 19, finalista de la Indian Wells, a fost învins cu 3-6, 6-2, 6-2, de americanca Sofia Kenin, locul 94, venit din California, după un meci de ocor sublinierei 48 de minute. Astfel, jucătoarele care sublinierei au disputat titlul la Indian Wells, Kasatkina sublinierei că subliniere pictoarea Naomi Osaka, au ea sublinierea IT la Miami Man sublinierea a doua. Jucătoarea francez Cristina Maldenovic, locul 19 sublinierei cap de serie numărul 15, a pierdut în turul al doilea, scor 6-3, 4-6, 2-6, în fața croatei Petra Martic, locul 40, după 2 sublinierei 11 minute de joc. Jucătoarea americană Coco Vandeweghe, locul 16 sublinierei cap de serie numărul 16, letona Anett Kontaveit, locul 28 sublinierei cap de serie numărul 28, rusoaica Elena Vesnina, locul 43 sublinierei cap de serie numărul 24, sublinierei chinezoaica Swiss Hang, locul 30 sublinierei cap de serie numărul 31, au părăsit sublinierei ele Miami Open după primul meci jucat, în turul al doilea. Simona Halep va evolua, sâmbătă, după ora 1900, cu poloneza Agnieszka Radwańska, locul 32 sublinierei cap de serie numărul 30, în man sublinierea a treia a competiției.